Sunt foarte bine, vă mulțumesc, sunt sănătos, sper, urez sănătate tuturor, dar vreau să atrag atenția că această decizie pe care am contestat-o de la început și de care văd că guvernul Orban se ține cu dinții, să facem alegeri, alegeri, campanii, alegeri, se termină alegerile locale, știți, încep cele parlamentare, cred că este o decizie total greșită pentru că ne pune pe toți într-un mare pericol și unii scapă, alții nu. Dar cred că România avea nevoie de altceva. Acum nu neapărat de bătălia asta neîntreruptă până în decembrie pe campanie electorală și pe alegeri. Am înțeles. Ce voiam să vă întreb? Am văzut postările dumneavoastră, am văzut intervențiile pe care le-ați avut la diverse posturi de televiziune. Ați tras un semnal de alarmă. Nu doar oamenii care merg în aceste centre de vot își pun viața în primejdie, se pot infecta, ci și reprezentanții tuturor partidelor, cei care vor fi acolo. Pur și simplu pentru că ei se vor întâlni practic de dimineața până seara cu oamenii care merg să voteze. Ei sunt cei mai expuși și vreau să înțelegem despre ce număr de români vorbim. Sunt 18.500 de secții de vot în România. În acestea sunt între 10 și 15 reprezentanți de la partide, dar președintele, vicepreședintele sunt funcționari publici. Sunt jandarmii care stau acolo, sunt cei de la STS, deci practic 15-20 de persoane în fiecare secție. Vorbim de câteva sute de mii de oameni care în ziua votului vor sta într-o încăpere de dimineața până seara, într-o încăpere în care vor intra alte sute de oameni care vin la vot. Și mai spun o dată, terminăm 27, băgăm înapoi copiii la școală, tot acolo, că cele mai multe secții de vot sunt în școli. După care, după o săptămână, începe campania pentru alegerile parlamentare. Este o irosire de resurse publice. Ați văzut, 1 miliard de lei se dau doar pentru locale, probabil pentru parlamentare va fi mai scump. Pe bani pe care ar fi trebuit să-i folosim la sănătate și la începutul școlii. Mai vreau să spun un lucru. Eu mi-am făcut încă o dată testul, l-am plătit, pentru că sunt parlamentar, am un salariu. Acest test costă 390 de lei. Câți oameni din această țară își permit o dată pe săptămână sau când intră în contact cu altcineva să scoată din buzunar, când practic e o treime sau un sfert dintr-o pensie sau un salariu? Nu e normal faptul că în continuare testele făcute în sistemul public de sănătate nu acoperă, sunt 10, 12, 14 mii de teste la 6 luni de când a început pandemia. Ce înseamnă 10.000 de teste pentru o populație de 20 de milioane? O picătură. Faptul că nu s-a dorit, că nu se dorește să se facă mai multe teste, că nu există sprijin pentru oamenii care au nevoie de aceste teste, trebuie să se ducă în sistemul privat să scoată o sumă importantă de bani din buzunar, e ceva total greșit. Și faptul că guvernul nostru, în loc să se preocupe de sănătate și de școală, se preocupă numai de alegeri, e ceea ce eu critic și voi critica în continuare. Este mult mai complex din ce am constatat eu, pentru că statul în acest moment asigură un singur test. Dar ce facem cu persoanele care au fost infectate și vor trebui apoi să se retesteze pentru a se reintegra? Conform ordinului de ministru, este de ajuns acel test, iar după 2 săptămâni, respectiva persoană trebuie să se poate reintegra. Dar totuși, dacă ai nevoie de acel test și este tot pozitiv, te vei retesta și te vei retesta, te vei retesta până când se negativează. Atunci vor fi mult mai multe teste care trebuie achitate din buzunarul propriu. Bun, dar aici vorbim... Și exact ce spuneți noastră, nu sunt atâtea fonduri disponibile. Păi pentru că nu s-au alocat, că bani sunt, repet, pentru alegeri s-a dat 1 miliard de lei în fondul de rezervă al primului ministru Orban pentru cumpărat primari de la PSD, că e fondul de rezervă pentru PNDL, sunt 2 miliarde de lei. Nu e vorba că nu sunt bani. Și eu spun că nu s-a dorit și nu se dorește să existe o testare. De ce? Uite, am discutat cu mulți specialiști. Dacă în România s-ar face ca în Italia, de exemplu, sau ca în Franța, 80.000, 100.000 de teste pe zi, vă dați seama că am avea 10.000 de persoane infectate. Și atunci toată lumea ar spune, domnul prim-ministru Orban, stimați miniștri, ce alegeri facem noi cu 10.000 de cazuri pe zi? Și atunci, ne făcând teste, pot să o țină mai departe cu alegerile. Vă spun, când m-am uitat, acum suntem prinși în campania pentru locale, dar s-a publicat calendarul pentru parlamentare. Practic, imediat după ce se termină localele, intrăm în campanie, iar strângem semnături pe stradă.
iarăși trimitem oameni în secții, iarăși facem campanie, va fi frig, încep școlile, încep universitățile. Mie mi se pare că această încăpățânare cu care se doresc alegeri cu orice preț reflectă un mod greșit de a guverna țara. Nu știu dacă ați văzut concluziile la care au ajuns DSP-urile astăzi pentru a da undă verde începerii școlii. Și vă spun acum, sunt 43 de localități din România colorate cu roșu, deci acolo nu se va face școală, se va face doar școală online, 410 în galben, deci va fi acel sistem hibrid, și 2728 sunt verzi. Mai mult de atât, în capitală avem sectoarele 1, 2 și 6 galben, sectoarele 4, 3 și 5 verde. Credeți că în acele zone unde sunt localități cu galben și unde sunt localități cu roșu, școala online va reuși să-și imprime sistemul educațional pentru acești copii care de 3 luni n-au mai făcut practic nimic? Iar înainte de astea 3 luni de vacanță, iarăși au venit dintr-un sistem nepus la punct deloc. Din păcate, da, vedeți ce vă ziceam mai devreme, școala nu se face, dar alegerile se fac în zonele astea. Peste tot. Ce e rău cu acest sistem? În primul rând, cei care stau acasă, copiii au un uriaș dezavantaj față de ceilalți care merg la școală. Iarăși facem o discriminare între elevi și o diferențiere care nu le este imputabilă lor. Cei care merg din zonele acelea și merg doar jumătate, cine alege pe elevii care merg acasă, la școală, cei care stau acasă? Ce fac părinții care trebuie să stea cu copilul? Cât timp stau? Ce facem cu un copil care merge la școală, ia virusul, dar nu are niciun fel de simptome? Ne-au arătat specialiștii, copiii iau virusul, dar nu au simptome, dar îl duc acasă la bunici, la cei în vârstă, la cei care au alte afecțiuni. Asta tot cerem și noi de o lună, de o lună și jumătate. Iată, am ajuns, mai e, ce să zic, o săptămână. 10 zile, mai puțin de 10 zile, 7 zile. Și doamna ministru, am văzut azi că a zis că părinții o să afle pe 10. Păi cum să afle părinții pe 10 dacă, de exemplu, nu merg copiii la școală? Ce fac cu locul de muncă părinții? Ce se întâmplă? Adică asta e marea problemă. În loc să ne ocupăm, toate țările au această problemă. Cum încep școala acum? Numai în România guvernul nu e treaba cum începe școala. S-a aruncat pisica moartă, toată responsabilitatea pe directori și pe primari, și guvernul se ocupă doar de alegeri. Suntem un caz unic și ne va costa foarte tare, iar eu cred că după 27 septembrie, dacă se vor face cu adevărat teste în România, o să vedeți o explozie a numărului de infectări și guvernul ne va zice că ei vor să facă și parlamentare și după aia se ocupă de boală. Ceea ce vă dați seama cât ne va costa din punctul de vedere al costului uman și al costului financiar. Domnule Ponta, ați fost în țară, în campanie. Cât de pregătite sunt autoritățile, școlile în acest moment pentru a le pune la dispoziție copiilor tot ce au nevoie, în așa fel încât ei, pe data de 14, săptămâna viitoare, luna viitoare, să poată spune acolo unde este posibil, să poată spune că pot face cursuri în condiții de maximă siguranță? Știți ce am constatat? Ceva foarte dureros. Sunt localități cu bugete foarte mari și cu resurse mari. Nu știu, cum e sectorul 1 în București, am fost la Târgu Mureș, care are și un oraș mai bogat. Am fost la Bacău, care la fel. Acolo primarul, sigur, e și în campanie electorală, e normal, are resurse mai mari, a alocat primăria, dezinfectant, măști, tablete chiar. Din păcate, însă, România adevărată și românii nu trăiesc doar în centrul Bucureștiului sau în centrul Clujului sau în centrul Iașiului. Sunt 6200 de școli în România. Cele mai multe sunt în zona rurală și în orășele care de-abia au bani să-și plătească salariile. Și atunci, vedeți, iarăși avem o discriminare pe care între cel care are, cum să spun, are șansa că trăiește într-un sector din București sau într-un oraș bogat, și cei care trăiesc în altă parte. Ori această diferență de resurse trebuia să fie acoperită de guvern. De asta avem guvern, știți? Ca să zică, bine domne, ok, are sectorul 1 mai mulți bani sau Clujul, sau, dar eu, guvernul României, mă ocup să
ca toți copiii din orice sat, din orice comună, din orice oraș să aibă aceleași condiții. Din păcate, nu s-a făcut chestia asta. Banii s-au dus la alegeri și la aranjamente politice și avem un caz clar în care discriminarea este pe criteriul locului în care ai avut norocul să te naști sau unde stau părinții. Ceea ce e complet greșit. Diferența între copiii care trăiesc în zonele mai bogate și ceilalți va crește în această perioadă, pentru că cei din zonele sărace n-au tablete, n-a avut primarul bani să le ia tablete, nu au dezinfectant, nu au măști și atunci ne vom trezi că avem o nouă discriminare pe un criteriu care nu e un criteriu corect. Nu numai atât că ați făcut referire dumneavoastră la tablete pe care oricum guvernul le-a promis. Din cele 250.000 de tablete, doar o treime au ajuns și care urmează să fie trimise către copii din mediile defavorizate. Dar ce ne facem acolo, în mediul rural, unde nu știm dacă există o cameră de luat vederi, în așa fel încât profesorul să aibă cum să le explice copiilor? Aici este marea noastră problemă, cred eu, în momentul ăsta. Ca acel profesor să poată fi auzit, ca ceea ce scrie el acolo pe tablă să poată fi văzut. În primul rând, toate aceste lucruri mă întorc. Nu sunt o surpriză. Adică, domne, uite, ne-a luat pe nepregătite începerea anului școlar. Știți fraza celebră, zăpada ne-a luat pe nepregătite. Știam toți, am trecut prin experiența martie, aprilie, mai. Știam tot că în septembrie trebuie să înceapă școala, am tot cerut, domne, hai să vedem ce zice guvernul că trebuie făcut. Toată lumea a fost pozitivă, a zis ok, să ne spună ce să facem, cum să ne pregătim. N-a spus nimeni absolut nimic până în ultima clipă, de altfel nu spun nici azi, au amânat pentru 10. Repet, tocmai am citit de dimineață declarația doamnei ministru, care cred că este o declarație extrem de irresponsabilă. Vă spunem noi pe 10 sau vă spunem pe 14... Și oricum nu e treaba noastră, e treaba directorului, a primarului. Este o pandemie națională, chiar mondială. Nu e o chestie, domne, într-un singur sat sau într-un oraș, o problemă, treaba lor, se descurce acolo. Și acolo ar fi trebuit să vină guvernul să ajute. Dar e o chestiune națională. Sistemul de educație public, nu cel privat, este un drept constituțional, este constituit prin lege și este clar în răspunderea guvernului României, nu a directorului de școală, nu a primarului. Directorul spune, domne, eu predau fizică sau matematică, eu mă ocup de administrarea de zi cu zi. Dar de când mă pricep eu profesor de fizică sau de sport sau de ce-i fi eu să mă pricep la leguri sanitare? Astea trebuie să le faceți voi. Primarul la fel spune, primarul spune, domne, ok, eu mă ocup de școală, să fie vopsită, să aibă apă, să aibă curent. Dar nu sunt medic ca să mă ocup de așa ceva. Asta e treaba guvernului și a direcțiilor de sănătate publică aflate în subordinea guvernului. Faptul că s-a aruncat pisica moartă și răspunderea va genera cazuri extrem, extrem de complicate. Dar un primar va zice, domne, eu nu mi-asum, nu deschid școala. Și atunci părinții vor zice, păi primarul n-a vrut să deschidă. Altul va zice, deschid școala și vom avea îmbolnăviri în rândul copiilor sau al profesorilor. Și atunci oamenii vor sări iarăși pe director sau pe primar. Nu se poate. Am fost prim-ministru 4 ani, mi-am asumat toate deciziile. Vă reamintesc că am demisionat în urma unei tragedii la colectiv care nu avea nicio legătură cu guvernul. Barurile de noapte, cluburile nu sunt în răspunderea guvernului. Iar guvernul actual nu răspunde de ceea ce are prin lege și prin Constituție, și anume sistemul public de educație.